Salutare tuturor, sunt Flavius Câmpeanu și astăzi o să vorbim puțin despre o nouă lege interesantă care apare în acest an. Anul 2024 începe cu un proiect nou pe masa Senatului care modifică legea asigurărilor de tip RCA 132 din 2017 într-un mod curajos, aș spune. Astfel, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor trebui să plătească RCA pentru acestea. Acesta nu este un fenomen nou pentru Europa, România punând prin aceasta un acord în ceea ce privește termenul vehicul, care în legislația națională era văzut doar acela ce se supune înmatriculării sau înregistrării. Iată că prin această modificare și celelalte tipuri de vehicule vor trebui să treacă prin supliciu și cheltuiala asigurării. Dacă pentru cele care se supun înmatriculării sau înregistrării, în ceea ce privește identificarea lor, lucrurile sunt clare, pentru biciclete și trotinete lucrurile sunt cât se poate de neclare și de ambigue. Pe lângă necesitatea unei identități proprii, detenat printr-o serie sau un abțipil sau orice, pe fiecare astfel de vehicul, în parte, ar trebui să aibă și este nevoie și de o modalitate de identificare a lor individuală, unică și vizibilă în trafic, cum de exemplu la celelalte este numărul de matriculare. În câteva țări europene, inclusiv în Islanda, există deja un astfel de proiect funcțional cu numere de matriculare cu tot. Eu sunt curios cum se vor face aceste lucruri în România, având în vedere că la noi, la matriculări, sunt probleme chiar și cu numerele acelea mici de motociclete, de multe ori dându-le numere din acelea pătrate mari pentru autoturisme. Legea în forma actuală nu prevede nimic referitor la această identificare, nici ca vehicul și nici ca participant la trafic, spunând ceva de posibilitatea identificării electronice dacă nu este afectat GDPR. Dar păgubitul, cel care este lovit în trafic, cum va putea identifica vehiculul electronic când ăla va trece bombă pe el ca gândul? Asta este o întrebare. Mai mult decât atât, încadrarea ca vehicul în această lege este de-a dreptul comică. Astfel, proiectul de lege definește ca fiind vehicul orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, care nu se deplasează pe șine, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 de km la oră sau cu masă proprie mai mare de 25 de kg și o viteză maximă mai mare de 14 km la oră, orice remorcă destinată utilizării cu un vehicul menționat, indiferent dacă este cuplată, necuplată, tramvai, mai devreme era fără șine. Acum întrebarea mea este, ce legătură au toate astea cu o trotinetă? Practic, niciuna. Cam acesta este noul proiect legislativ pe care Senatul îl va propune și probabil va și aproba. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, dacă vi se pare potrivit sau nu, trimiteți mesajele voastre să le citim, să le analizăm împreună. Dacă v-a plăcut, dați un share, dați un like, spuneți prietenilor voștri despre acest material și despre alte materiale pe care noi le mai facem și haideți să comentăm, cum spuneam, părerile voastre și părerea mea despre acest subiect.